Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea pe care ați arătat-o pentru întâlnirea noastră de astăzi, pentru că suntem un partid cu valori creștine. Încep prin a mulțumi bunului Dumnezeu că în această sfântă zi suntem aici împreună și putem să răspundem întrebărilor presei și ale cetățenilor, că putem să facem o informare asupra problemelor care ne preocupă în această situație de criză medicală, situație delicată și din punct de vedere politic prin care țara trece, și să spunem câteva vorbe și despre preocupările noastre vis-a-vis de județul Bacău și de problemele care au apărut atât în ceea ce privește siguranța pe șosele, siguranța locurilor de muncă, abuzurile asupra libertăților cetățenești care s-au manifestat și la nivelul județului Brașov, pentru că actuala coaliție de guvernare practică, bineînțeles, aceeași politică de încălcare a drepturilor și libertăților în ceea ce privește vaccinarea și discriminarea pe criterii medicale a populației, începând cu cadre medicale și terminând cu elevii. Îi mulțumesc copreședintelui Alianței pentru Unirea Românilor, Claudiu Târziu, băcăuan, că este astăzi alături de noi și o să-l rog să ia cuvântul pe temele pe care și-a propus să le aducă în atenția noastră. Bună ziua, vă spun și eu bine ați venit la conferința noastră de presă extraordinară. Este extraordinară pentru că pentru prima dată unul dintre liderii Alianței pentru Uniunea Românilor se află la Bacău pentru a da răspunsuri unor întrebări pe care nu ne îndoim că le aveți în legătură cu activitatea partidului nostru. Pe de altă parte, pentru că nu ne aflăm aici întâmplător, ci suntem într-un turneu în toată Moldova, un turneu dedicat conștientizării pericolului în care se află România astăzi. Un pericol creat pe marginea acestei pandemii, căreia unii pe bună dreptate îi spun plandemii. Foarte pe scurt, voi face câteva observații în legătură cu tema noastră principală, care este aceasta: tentativa de instaurare a unei noi dictaturi sub pretext medical. Virusul chinezesc duce la dictatură. Prin ce se caracterizează o dictatură? Se caracterizează prin câteva elemente esențiale. Prin teroare, prin lipsire de drepturi, prin limitare sau anulare a unor libertăți, prin minciună oficială, prin faptul că statul dispune de cetățenii lui așa cum vrea, de sănătatea lor, de viața lor, de trupul lor. O dictatură se mai caracterizează prin faptul că statul pretinde că știe ce e mai bine pentru cetățeni decât ei înșiși și încearcă să le facă acest bine cu forța. Păi, să vedem, se potrivesc toate aceste caracteristici situației pe care noi o traversăm de un an și jumătate încoace? În mod evident, da. Trăim în minciună de la debutul acestei zise pandemii. Oficiale guvernamentali se contrazic de la o zi la alta în declarații.
raportările în privința îmbolnăvirilor și a deceselor cauzate echipurile de această boală, de acest virus, sunt făcute într-un mod greu de crezut și greu de luat în calcul. Vedem bună oară că în ultima vreme, pentru că sunt puține îmbolnăviri și nu sunt decese, sunt raportate decese de acum 6 luni sau un an de zile, care echipurile n-ar fi fost luate în calcul la momentul acela. Adică în loc să ne bucurăm că virusul nu mai face victime și să dăm o veste bună și să dăm oamenilor speranță, întreținem spaima, teroarea. Teroarea a mers până într-acolo încât, dacă vă amintiți, a fost o vreme în care armata defila pe străzi cu arme de luptă, iar cetățenii erau închiși în casă și obligați să iasă numai într-un anumit interval orar, în anumite condiții, cu declarații pe proprie răspundere date. Exact ca într-un regim dictatorial. Am fost lipsiți de drepturi, am fost lipsiți de libertăți și suntem încă. Acum puține zile, guvernul a dat o hotărâre de guvern prin care a pretins că relaxează restricțiile referitoare la lupta cu COVID-19. În fapt, a statuat o anumită discriminare între vaccinați și nevaccinați. De exemplu, sunt permise anumite manifestări culturale și sportive cu până la 75.000 de participanți, spectatori, în condițiile în care aceștia trebuie să facă dovada vaccinării, a trecerii prin boală în ultimele 6 luni, sau să aibă un test negativ din ultimele 24 de ore. Deodată se instituie o discriminare între cei care pot să facă lucrurile astea, că testele costă, boala de multe ori este suferită acasă și nu ai niciun fel de dovadă că ai avut-o, și vaccinul este nesigur și poate că mulți nu vor să-l facă din această pricină. Și nu vor. 70% dintre români nu s-au vaccinat și nu o vor face. Pe de altă parte, protestele de stradă sunt permise doar cu maximum 500 de persoane, pentru că, nu-i așa, nu poți să controlezi protestatarii de vaccin sau de teste. De fapt, guvernul se teme de protestele de stradă care vor începe odată cu revenirea tuturor din concedii și cu restricțiile pe care probabil că vrea să le înăsprească din moment ce pretinde că urmează un val 4 al bolii. Noi nu suntem de acord cu niciun fel de discriminare pe motiv de vaccinare. Nu admitem limitarea drepturilor și libertăților sub nicio formă. Atragem atenția că niciun cetățean român nu poate fi vaccinat forțat. Este o operațiune neconstituțională care încalcă drepturile fundamentale ale omului. Și prin urmare vom protesta energic și vom uza de toate mijloacele parlamentare de care dispunem pentru a ne opune unor astfel de manevre. Nimeni nu are dreptul să hotărască asupra sănătății și asupra vieții noastre. Cu atât mai mult cu cât aceste vaccinuri sunt în perioadă de testare clinică, așa cum mărturisesc în prospect producătorilor, și cu cât nicio autoritate, nici producătorul, nici
autoritățile politice, nici medicii, nu își asumă nicio răspundere pentru efectele nocive pe care le-ar putea avea vaccinul. Singurii care își asumă răspunderea sunt cei care primesc vaccinul. Pacienții. Sub formă scrisă. E destul ca să ne ridice multe semne de întrebare. Și cu atât mai mult ne ridică semne de întrebare, cu cât din decembrie anul trecut până în 31 iulie anul acesta, peste 30.000 de români care s-au vaccinat s-au infectat, s-au îmbolnăvit cu virusul. Iar peste 600 au murit după ce au primit vaccinul. Autoritățile pretind că nu există nicio legătură de cauzalitate între vaccinare și moartea subită a celor persoane. Dar cum putem să credem când se vede limpede din derularea evenimentelor că am fost mințiți permanent de către guvern? În acest context, avertizăm autoritățile guvernamentale că nu au nicio pârghie legală, nicio cale constituțională prin care să oblige vreo categorie profesională la vaccinare. Că e vorba de medici, că e vorba de profesori, de preoți sau de altă categorie pe care o consideră supraexpusă în bolnăviri. Dacă onor guvernul vrea să facă ceva bine pentru românii și să îi protejeze de îmbolnăviri masive, ar putea plăti pentru aceste categorii supraexpuse teste PCR pe care să le facă periodic. Dar nu să-i pună pe profesori sau pe medici să-și plătească singuri aceste teste. Nu e vina lor că au învățat carte și încearcă să facă bine societății făcând educație generațiilor tinere sau tratându-ne pe noi toți atunci când ne îmbolnăvim. De asemenea, cerem guvernului să înceteze această mascaradă a raportărilor false care întăresc teroarea. Și să permită efectuarea de autopsii pe trupurile neînsuflețite ale celor care sunt decedați cu suspiciunea de COVID. Nu există niciun motiv științific pentru a nu permite aceste autopsii, necropsii. Nu se transmite virusul de la cadavru la om viu. Sau cel puțin nu există nicio dovadă științifică în acest sens. Și atunci trebuie permise aceste autopsii ca să știm și noi câți oameni mor într-adevăr de COVID-19. Trebuiau permise de la bun început și n-am mai fi avut această isterie colectivă pe baza pandemiei. Nu în ultimul rând, vreau să atrag atenția asupra unor lucruri pe care probabil că prea puțină lume le-a aflat, dar care sunt de natură să mărească neîncrederea noastră în vaccinare. Și anume, din 2 miliarde de persoane vaccinate cu prima doză la nivel global, doar 1 miliard au mai acceptat și a doua doză. De ce? În mod clar, pentru că au văzut efectele primei doze, au văzut că în multe cazuri sunt nocive și pentru că între timp s-au mai dumirit cum stă cu adevărat situația cu această zisă pandemie. De asemenea, am observat că în țările unde
Populațiile s-au vaccinat în cea mai mare proporție, de pildă în Marea Britanie peste 70% sau în Israel peste 90%. Rata de infectări este foarte mare. Este la nivelul de câteva zeci de mii de persoane pe zi. Pe când, într-o țară ca România, unde s-a vaccinat 30% dintre cetățeni, avem câteva cazuri pe zi. Până la 50 de cazuri pe zi. Și zile întregi în care nu există niciun fel de victimă asociată cu COVID-ul. Atât și ar trebui să ne punem multe semne de întrebare și să încetăm această campanie furibundă pentru vaccinarea, încă o dată, cu un ser despre care nu știm, de fapt, ce produce în organism. Că produce moarte subită acum, că produce îmbolnăvire acum sau că produce mutații și îmbolnăviri mai târziu. Nu știm. Nu știu nici producătorii. Acum fac testele pe noi. Ne transformă în cobai. Iar autoritățile spun, nu există altă soluție pentru imunizare colectivă decât vaccinarea. Dar chiar nu mai credem în capacitatea organismului uman de a rezista virusilor, așa cum face de mii de ani. Dar chiar nu mai există alte căi naturale de imunizare, prin alimentație, prin sport, prin ieșire în aer liber, prin socializare, prin toate lucrurile care ne-au fost interzise o bună bucată de timp, sub pretextul că suntem astfel protejați. Dar noi eram lipsiți exact de elementele care ne făceau mai puternici în fața bolii. Și iată că se dovedește în Suedia și în alte locuri, ba chiar și în România, că imunizarea colectivă se poate produce și fără vaccin. De ce se insistă în mod draconic să ne vaccinăm? De ce sunt cumpărate 10 de milioane, 120 de milioane de doze de vaccin pentru o țară în care mai sunt maximum 15-16 milioane de locuitori? Ce se face cu această cantitate de vaccinuri? Că este donată în stânga și în dreapta, că este aruncată la gunoi când expiră, așa cum s-a întâmplat cu 1 milion de doze la 31 iulie. Pe ce bani? Ce sume sunt în joc pentru Big Pharma? Că nu știm. Contractele sunt secretizate. Un alt motiv să spunem că ne îndreptăm spre un regim dictatorial. În momentul în care începe să plutească secretul în chestiuni de interes public, asta este un reflex al unui regim totalitar. Nu este admisibil ca într-un stat democrat să facem achiziții de sute de milioane de euro la secret. S-a cumpărat aparatură medicală, s-au ridicat spitale de campanie care n-au folosit nicio zi, s-au cumpărat izolete, s-au cumpărat vaccinuri și așa mai departe, la secret, la prețuri exorbitante, sub pretext, vezi, Doamne, e stare de urgență și ulterior de alertă, fără licitații, fără transparență, pe banii noștri. Și România s-a îndatorat într-un an de zile cu 30 de miliarde de euro. Și din această pricină, nu doar pentru că toate domeniile au fost guvernate prost și în favoarea clientelei politice a guvernului. Nu suntem în principiu împotriva vaccinării. Suntem conștienți de faptul că există vaccinuri care fac bine oamenilor, care s-au dovedit de-a lungul anilor necesare pentru a eradica anumite boli foarte grave de care omenirea a suferit. Dar atragem atenția asupra faptului că aceste vaccinuri au fost testate mai înainte ani în șir, unele câte 3 decenii, 4 decenii. Au fost testate pe persoane care și-au asumat un risc voluntar și care au primit o compensație materială pentru această expunere a lor unor efecte negative. Ori acum, ce se întâmplă? Suntem cu toții transformați
în cobai, nimeni nu răspunde pentru ce ni se întâmplă, suntem mințiți, suntem folosiți și, la urma urmei, și plătim pentru asta. Acest vaccin nu a fost testat nici măcar câteva luni înainte de a fi pus pe piață. Avem un caz celebru în Franța cu firma Mediator, Servier, da? Cu un medicament Mediator pentru obezitate, care a ucis peste 3.000 de persoane după ce fusese oarecum testat, introdus pe piață și folosit ani în șir. De ce acel medicament a ajuns să ucidă oameni? Pentru că producătorii s-au grăbit și au sărit anumite etape de testare. Cum se întâmplă și în cazul de față. În aceste condiții, totuși, au existat autorități care au demascat ce s-a întâmplat, iar cei vinovați au plătit compensații materiale și cu închisoare. Ce se va întâmpla cu toți aceia care s-au făcut purtătorii de cuvânt ai producătorilor de vaccinuri împotriva COVID-19, fără niciun fel de asigurare în spate, medici, Carafila sau Cercel, oameni politici, precum Câțu, premierul României, da? Iohannis, președintele României, și alți miniștri și foști miniștri, precum acel eșuat ministru al sănătății, Voiculescu, ce se va întâmpla cu ei când se va dovedi cât rău au făcut oamenilor care s-au vaccinat, mergând pe încredere? Că dacă ne-au spus autoritățile, noi trebuie să ascultăm. Vor intra la pușcărie? Vor plăti? În România? Da, se va întâmpla. Dacă AUR va ajunge la putere, asta se va întâmpla cu ei. Dar altminteri vor încerca să scape așa cum au scăpat de-a lungul celor 3 decenii de când se succed la putere liberale cu PSD-iști și cu formele lor de asociere. Mereu au scăpat nepedepsiți pentru că au tăiat industria românească și au dat-o la fier vechi. Au scăpat pentru că au privatizat, de fapt au dat pe nimic ce era mai bun în România ca resurse naturale și industrie. Au scăpat pentru că au furat din bugetul național cu ambele mâini înfipte până la coate, că toți au furat și fură în continuare. Au scăpat. Până când vor scăpa? Până când poporul român se va sătura și va face ceea ce e de făcut. Adică să aducă un partid patriotic la putere care să facă dreptate. Dreptate pentru România. Toată lumea vrea dreptate, dar pentru asta trebuie să ne și mișcăm. Adică să nu mai votăm în proporție de 40%, ci în proporție de 100%. Și atunci să vedeți cum se rezolvă lucrurile. Sau măcar de 80%. Nu o să întind mai mult subiectul ăsta. Sunt însă dispus să vă răspund la orice fel de întrebare legată de el, pentru că este subiectul zilei, subiectul anului. Fraților, să ne înțelegem foarte bine. Nu e de joacă. Noi am mai trecut printr-o dictatură. Știm ce înseamnă asta. Nu vrem să ne întoarcem acolo. Dar dacă nu facem ceva, dacă nu știm să ne apărăm drepturile și libertățile, dacă nu ieșim în stradă, dacă nu protestăm, dacă nu amendăm toate derapajele oamenilor politici, să știți că această dictatură vine din nou peste noi.
Este parcă o nebunie care a cuprins clasa politică la nivel mondial. Îi vedeți cum acționează în diverse state ale lumii. Din fericire, popoarele au început să nască anticorpi. Și așa se face că sunt într-o creștere constantă partidele naționaliste, de dreapta, conservatoare, partidele patriotice, care apără interesele cetățenilor din acele state. Se întâmplă și în România. Aveți încredere că în Parlamentul de la București există cel puțin o forță politică de partea dumneavoastră a românilor. De fapt, există o singură forță politică, să fiu mai clar. Și aceasta este Alianța pentru Uniunea Românilor, AUR. Nu este vreo laudă de sine sau pledoarie pro domo. Este o realitate pe care vă invit să o conștientizați și este o speranță de care vă rog să vă folosiți. Dar cum? Nu doar așteptând să vi se dea, ci susținând demersurile noastre, pentru că noi, AUR, am promis de la început că vom avea un singur aliat, niciun partid dintre cele care au spoliat România și care și-au bătut joc de români, dar vom avea un aliat în poporul român, în electoratul care ne-a trimis acolo și în electoratul dezamăgit care nu mai votează și care trebuie să știe că acum are un motiv pentru care să voteze. La alegerile proxime, că vor fi ele la termen sau anticipate. Să sperăm că dacă vor fi alegeri la termen, vom mai avea ce guverna cu stilul ăsta în care conduc mamelucește. Eu atât am avut de spus pe tema centrală. Voi mai avea de adăugat și la o temă oarecum regională, dar numai după ce deputatul de Bacău, Antonio Andrușea, colegul nostru, va aborda câteva subiecte de interes local pe care vrem să vi le comunicăm. Mulțumesc, Claudiu. Aș vrea întâi să fac totuși o referire și la situația pe care a expus-o Claudiu, ca oamenii să știe și ce a făcut AUR în ceea ce privește gestionarea asta absolut nefirească și pe alocuri rău intenționată a crizei medicale. Am început prin a spune românilor care le sunt drepturile și libertățile conferite de Constituție, garanțiile în ceea ce privește un act medical date de Convenția de la Oviedo, Carta Drepturilor Omului, Drepturile Pacientului. Nimeni nu vă poate lua aceste libertăți. Un act medical trebuie să fie consimțit, iar o obligativitate atunci când se depășesc toate aceste bariere legale, și asta înseamnă ani de dezbateri și de modificări legislative la nivel național și internațional, să știe că trebuie dublate de responsabilitatea celui care creează obligativitate și celui care produce medicamentul, serul, vaccinul respectiv. Am continuat prin a cere audiențe și a ne prezenta în fața Ministerului Justiției cu cererea de a anula acele amenzi care au fost date în perioada de pandemie și am reușit să facem asta pentru români. Am mers în fața Avocatului Poporului și am cerut sprijin și ni s-a acordat, ceea ce a dus la abuzul asupra Avocatului Poporului, care nu era nici de cum o persoană cu ideologie apropiată nouă sau așa mai departe, dar în acest caz, în fața argumentelor noastre, și-a făcut datoria. Am continuat să arătăm lipsurile unui ministru pus de Big Pharma, să conducă fără a avea studii un minister atât de important într-o perioadă atât de criză medicală cât și de criză economică.
personal, ca reprezentant al dumneavoastră, am făcut o interpelare atât primului ministru, cât și ministrului sănătății și am cerut ca domnul Cățu să prezinte dovezi pentru ceea ce a spus, și anume că cele 120 de milioane de doze au fost cumpărate ca urmare a unui document, a unei înțelegeri la nivel internațional, și am cerut să ne prezinte și aștept să ne prezinte acel document. Am cerut de asemenea să stopeze discriminarea dintre vaccinați și nevaccinați, dintre oferirea gratuită a vaccinului și chiar compensațiile astea ridicole, rușinoase, de vaccinare pe bază de mici, de tombole și așa mai departe, și să acorde gratuitate și celor care doresc să facă testare. Vaccinul nu te protejează nici de a lua, nici de a transmite boala, ci se spune că te protejează de a face o formă gravă, deci o formă subclinică, ca să înțeleagă oamenii, care nu te duce la ATI, și în cazul în care transmiți, la fel, te va transmite o formă mai ușoară. Asta nu înseamnă că dacă la masa asta suntem toți vaccinați, unul dintre noi nu poate să aibă virusul în momentul acesta. Ce poate să ne dea această garanție este testarea acum, cu 5 minute înainte de a intra în această sală. Acest act medical trebuie să fie făcut în cunoștință de cauză și noi ne vom opune oricărei obligativități, oricărui document din acesta de pașaport, de vaccinare și așa mai departe, care încalcă drepturile și libertățile noastre ca cetățeni. O să închei aici cu acest subiect și o să vă spun că toată această gestionare greșită, lipsită de profesionalism și de transparență, are efecte economice grave asupra României. Gândiți-vă la tot ceea ce a însemnat șocul pe care l-au suferit cei din industria turismului și Horeca. O industrie care, alături de agricultură, ar putea relansa economic România, care are un potențial fantastic. Gândiți-vă că au fost patroni care au trebuit să facă eforturi imense care n-au fost compensate de stat pentru a-și ține angajații, care altfel ar fi migrat, probabil dorința unora să se ducă să muncească în alte țări, în timp ce noi lăsăm pe câmp recoltele nestrânse. De ce? Pentru că nimeni nu s-a plecat asupra problemelor agricultorilor români, asupra problemelor a antreprenorilor români, dar ne-a durut foarte tare când ni s-au cerut batalioane de culegători de sparanghel în perioada de pandemie și am spus, da, trimitem oamenii care la noi n-ar fi putut să muncească că era pandemie, dar în Germania s-a putut să o facă. Noi suntem un partid care milităm pentru o Uniune Europeană în care vocile tuturor să fie auzite în mod egal. Nu suntem pentru globalizare și nu suntem pentru o Europa federală, ci pentru o Europa a națiunilor, în care România să dea și să primească în mod egal respect. Suntem un partid cu valori asumate și care, și pe această linie, vom continua să milităm și în ceea ce privește educația copiilor. Ne vom opune unor lucruri care generează anormalitate, care schimbă mentalități și vor să facă din anormal normal. Și o vom face cu curaj, în ciuda tuturor ștampilelor care ni se aplică câteodată, și știți foarte bine că acestea sunt doar niște găselnițe politice, în momentul în care ei n-au
altceva de spus rău despre niciunul dintre cei care am fost aleși să vă reprezentăm în Parlament și, în general, despre membrii AUR. La nivelul județului Bacău ne-am confruntat cu niște probleme pe care am încercat să le soluționăm fiind aproape de cetățeni. Avem chiar aici, în sală, oameni care s-au zbătut și pe care îi sprijinim, ca reprezentanța ei lor, fără să politizăm subiecte în care viețile domniilor lor, proprietățile domniilor lor sunt puse în pericol de oameni care abuzează de puterea politică pe care au avut-o și o au încă. Este cazul construcției ilegale de la Mărășești 100, redenumită apoi Mărășești 92, caz în care au pierdut în instanțe cu oamenii care s-au luptat acolo și noi n-am făcut decât să trimitem prin intermediul biroului meu parlamentar atenționări către toate instituțiile care își dăduseră mâna transpartinic să distrugă un spațiu verde între blocuri și să pună acolo un supermarket la 70 de centimetri de ferestrele oamenilor. Au încercat să strămute acest proiect și cu ajutorul bunului Dumnezeu și a unor oameni care încă mai cred în dreptate, nu au reușit să o facă încă și sperăm că nu vor reuși să o facă. Nu în detrimentul lor facem asta, ci în apărarea oamenilor. Am avut cazuri sociale pe care le-am ajutat și cu care nu vreau să mă laud pentru că nu vreau să vorbesc de soarta unor familii care au trebuit să fie despărțite de situație economică și chiar de această pandemie și părinți care n-au mai putut să se întoarcă cu ani la familiile lor. Situația unor comunități care au rămas fără apă. Și atunci am cerut îngăduința autorităților locale ca să nu mai trecem prin ani sau luni de zile de licitații și am făcut noi, din banii parlamentarilor, colegi, posibil să decolmatăm niște fântâni, să facem în așa fel încât oamenii să aibă apă. Am făcut demersuri și așteptăm să vedem care sunt măsurile în ceea ce privește siguranța pe E85. Mă trec fiorii când mă gândesc la nefericitul eveniment care a avut loc chiar de curând, dar studiind apoi statisticile, am văzut că este un adevărat drum al morții, din păcate, aceste 85. Am propus două soluții, montarea de separatoare sau trafic alternativ. Suntem preocupați nu numai de lupta politică din Parlament, ci și de ceea ce ar trebui să se întâmple în comunitățile pe care le reprezentăm. Chiar dacă noi lucrăm în legislativ și chiar dacă încearcă mulți să ne pună piedici în a avea, știu și eu, implicare în ceea ce înseamnă activitățile din UAT-urile din țară, nu doar din Bacău, noi găsim modalitățile legale de a vă reprezenta și de a vă ajuta în acest moment în care nu avem foarte mulți consilieri locali sau primari. O să fim în continuare aproape și prin programul pe care îl avem, AUR te aude, și așteptăm de la dumneavoastră, de la fiecare cetățean care se confruntă cu probleme, să se adreseze biroului parlamentar de la Bacău, consilierilor pe care îi avem aici și mie personal, și vom încerca să găsim soluții la toate problemele, așa cum am găsit și am redirecționat apeluri ale dumneavoastră către casele de pensii în situații în care s-au comis abuzuri sau greșeli în calcularea unor pensii, abuzuri făcute de poliție asupra unor cetățeni
mici latențe în ceea ce privește judecarea unor procese în care oamenii își pierd locul de muncă pentru că le-au fost suspendat, de exemplu, permisul de conducere unor șoferi profesioniști și în 7 luni de zile oamenii n-au putut să afle un verdict la problema în care se află, rămânând pur și simplu fără surse de subzistență. Nu sunt lucruri ușoare, ele par la nivelul lucrurilor care se întâmplă în țară și în Europa, în întreaga lume, poate par lucruri minore, dar pentru cei care sunt afectați de ele sunt lucruri de viață și de moarte câteodată. Să n-ai ce pune pe masă familiei tale, să fii cap de familie, te duce într-o situație limită, la marginea disperării de multe ori. Și noi ne vom apleca și asupra acestor probleme. Nu o să continui mai mult, vă sugerez tuturor să fiți mai proactivi și mai implicați în viața socială, așa cum au făcut-o cetățenii din Mărășești, 110 de exemplu, 100. Așa cum au făcut alte organizații care ne-au sesizat probleme de mediu, de deversări în apele pe care apoi tot noi trebuie să le curățăm, să le filtrăm și să le folosim. Vă invităm ca în mod cât se poate de transparent să ne adresați întrebări și acum și în perioada care va urma, să urmăriți activitatea noastră pe site pe www.cde.ro sau senat.ro. Acolo aveți informații despre tot ceea ce facem noi în Parlament ca reprezentanță ai dumneavoastră sau în Senat. De la înregistrările intervențiilor pe care le avem de la tribuna Parlamentului până la inițiative, co-inițiative, luări de cuvânt, interpelări și întrebări pe care le adresăm autorităților. Acum da. O să-i dau din nou cuvântul lui Claudiu, mulțumindu-vă încă o dată pentru răbdarea de a mă fi ascultat și cerându-vă scuze dacă intervenția mea a fost prea lungă. Câteva lucruri foarte scurte. AUR derulează un proiect în premieră pentru România. Niciun alt partid n-a mai făcut așa ceva. Se intitulează AUR te aude și se adresează tuturor cetățenilor care se confruntă cu diverse probleme pe care le pot rezolva parlamentarii noștri sau, în anumite cazuri, aleșii noștri. Avem câțiva primari și aproape 100 de consilieri locali în toată țara. Deocamdată atât. Avem și 43 de parlamentari, deputați și senatori care au mijloace parlamentare de a rezolva uneori anumite situații. Au întrebările pe care le pot pune autorităților, interpelările, declarațiile politice și de asemenea avem la îndemână mijloace de protest care devin mai importante atunci când sunt exercitate de către parlamentari alături de restul cetățenilor afectați. Prin urmare, ce urmărim cu acest program? Urmărim să aflăm nedreptățile care sunt comise în România. Cum? Punându-vă la dispoziție un site unde puteți să ne sesizați aceste probleme, aurteaude.ro, și de asemenea prin vizite făcute de parlamentarii noștri în teritoriu, ei sunt întotdeauna însoțiți de consilieri și de membri care vor împărți formulare care pot fi completate cu problema respectivă, centralizate și în măsura în care ne stă în putere, având în vedere ponderea noastră parlamentară de doar 10%, noi ne vom ocupa de ele. Dar nimic, să ne credeți pe cuvânt când vă spun asta, nimic nu va rămâne în afara sferei noastre de interes pus deoparte. La noi nu adunăm documentele pentru a le depozita într-un sertar sau într-un dulap, ci tocmai pentru că vrem să avem permanent pulsul țării
și să dovedim că există politicieni care sunt în permanent contact cu cetățenii, că sunt interesați zi de zi de cetățeni, nu odată la 4 ani când le solicită votul. Prin urmare, vă îndemn să apelați la acest mijloc de comunicare și de sesizare a noastră și veți vedea rezultatele. Un alt lucru important pentru Bacău, ca pentru întreaga Moldovă, este mult dorita și niciodată înfăptuita autostradă a Moldovei. A vorbit colegul deputat despre acest drum al oaselor care leagă nordul Moldovei de București, un drum pe care mulți își pierd viețile sau rămân cu sechele grave pe toată viața, un drum care ne împiedică și să evoluăm economic și care ne îngreunează traficul și ne consumă timpul. Trebuia de mult făcută o autostradă care să lege Moldova de restul țării. Trebuiau făcute poate 2 autostrăzi. Una este gândită deja și elaborată printr-o lege care să traverseze cumva centrul Moldovei și să lege Moldova de Ardeal, dar vom vedea dacă va fi făcută vreodată. Pentru o alta, cea între București și Siret, noi am făcut un proiect de lege, l-am depus, a trecut, fiind adoptat tacit de către Senat, urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților. De ce a trecut tacit la Senat? Pentru că arcul guvernamental nu și-a putut permite să dea un vot împotrivă și ar fi ridicat o bună parte a electoratului în cap, dar nici n-a vrut să crediteze un proiect al nostru, nici n-a vrut să se angajeze cu adevărat, prin lege, că va face această autostradă. Și atunci a temporizat până când a expirat termenul de dezbatere și de punere la vot. El este de 45 de zile în mod normal, în anumite cazuri se cere prelungirea până la 60 de zile. Nu a fost cerută prelungirea, a fost lăsat să fie adoptat tacit, cu gândul că vom vedea noi ce vom face în Camera Deputaților. În Camera Deputaților vor trebui să voteze astfel încât să arate dacă sunt de partea românilor sau împotriva românilor. Pentru că această autostradă a Moldovei nu privește doar Moldova, privește întreaga țară. Legătura dintre provinciile istorice nu privește doar o provincie istorică. Știm foarte bine că o autostradă ar face posibile investiții mai mari în Moldova, locuri de muncă mai multe și un nivel de trai mai ridicat. De ce Moldova este văduvită de această autostradă? Au zis că o vor face prin așa numitul Plan Național de Redresare și Reziliență. Dar numai până la Pașcani. De ce numai până la Pașcani? Nu mai știu. Nordul țării, de ce să rămână izolat? Că așa vrea Câțu. Bun, noi nu credem că vor face nici până la Pașcani. Nici măcar nu o să înceapă. Cel mult vor cheltui niște bani pentru studii și parastudii și după aia vor rămâne documentele moarte și niciun kilometru asfaltat. Că ne-au învățat cu lucrul ăsta. Au mai făcut și altă dată lucrul ăsta. Au zis că vor folosi bani din PNRR. Un program care angajează România pe cel puțin 7 ani și care presupune că românii vor plăti de pe urma lui mai mult de 7 ani. Jumătate dintre bani, ar fi vorba de 29 de miliarde, jumătate dintre bani, chipurile sunt nerambursabili, dar îi plătim din cotizația noastră la Uniunea Europeană, care a fost mărită, apropo, și jumătate sunt dați cu împrumut cu dobândă, cu o dobândă mai favorabilă, dar pe o perioadă scurtă de timp. Noi nu vom putea plăti la timp, va trebui să ne împrumutăm ca să îi plătim și ne vom împrumuta la alte dobânzi și tot așa. Pentru Câțu nu e o problemă, pentru că el deja într-un singur an a făcut datorii de 30 de miliarde de euro.
ce mai e să mai facă încă 30 de miliarde de euro? Îi face. Că doar nu-i plătește el de acasă. Îi plătim noi cu toți. Bun, îi plătim, dar măcar să rămână ceva după ei. Ce rămâne după ei? Nu știm, pentru că PNRR-ul a rămas un subiect închis. Știu numai guvernanții ce vor să facă cu el. I-am chemat în Parlament și forțați cumva de împrejurări au venit să dezbatem PNRR-ul. N-a fost o dezbatere. A fost o declarație de intenție dată de premierul Câțu și cu asta basta. Și protestele noastre, ale opoziției. I-am chemat în Parlament să știm pe ce vom cheltui banii potrivit viziunii guvernamentale și mai ales să votăm dacă vom cheltui banii așa sau altminte. Nu s-a supus la vot. Și ce scoate guvernul din acest PNRR vizibil? Niște slide-uri în care se spune așa, vom cheltui 3 miliarde sau nu știu cât pentru reforme în educație. Vor fi făcute chiar 6 reforme în educație. Doamne Dumnezeule, ce or să facă cu 6 reforme în educație? Oare ce or să mai facă? Pentru că deja educația a trecut prin 20 de reforme și a fost din rău mai rău. Și vedem în ce stare este învățământul astăzi. Dar măcar să le enunțe, să spună, da, noi vom reforma asta în învățământ. Nu. 6 reforme. De ajuns. Nu știu câte reforme în sănătate. Alte miliarde. Vom face autostradă. Da? Când? În ce fel? Cât va costa studiul de fezabilitate? Cât va costa proiectarea? Cât va costa implementarea? Vor ajunge banii din PNRR pentru asta? La prețurile la care voi v-ați obișnuit să lucrați? Că-s de 4 ori mai mari decât plătesc bulgarii sau macedonenii sau chiar sârbii și croații? Nu știm. De aceea, revenind la subiectul autostrăzii, probabil că nu vom avea parte de ea încă mult timp de aici încolo, dacă nu vom face presiuni majore. Ce vă rugăm noi este să ne ajutați să presăm guvernul. Noi am depus proiectul de lege. Noi ne batem în Parlament pentru el. Cereți și dumneavoastră, în stradă, în presă, prin comentarii, în ieșiri la televiziune, ce puteți să faceți, faceți ca acest proiect să devină posibil. Și până atunci, cereți să se facă una din două. Fie se bagă separatoare, fie se face un marcaj special cu trafic alternativ, două benzi dus, una venit și invers, din loc în loc, așa cum există deja în zona Sinești-Movilița, unde nu se mai petrece niciun fel de accident de când a fost pus acest marcaj. Deci asta este o soluție. Hai să o punem până avem autostradă, să nu murim toți pe drumul ăla. Acum vă stăm la dispoziție cu întrebări. Dacă îmi permiteți, Vasile Ferraru, numesc, sunt reprezentantul comunității rome din județul Bacău și fost candidat la alegerile parlamentare pe listele dumneavoastră. Poziția 3 la Senatul, Camera Senatului României. Pentru cei care nu mă cunosc, am făcut această prezentare și aș dori să vă pun două întrebări, dar în ordinea înscrierilor la cuvânt, așa cum să aștept. Pe puneți-le dacă tot ați început. Nu ați un fel de ordine. M-am gândit că deja ați stabilit o ordine. N-am stabilit. Spuneți-le dumneavoastră. Sunt doar două și sunt legate una de cealaltă. Aș vrea să știu cum comentați afirmațiile că partidul Alianța pentru Unirea Românilor a obținut un procent important din voturile comunității rome din România, dacă considerați că este reală această afirmație. Dacă da, ce măsuri concrete ați luat în privința îmbunătățirii situației romilor, referitoare strict pe strategia îmbunătățirii situației romilor, dacă aveți cunoștință de ea, dacă ați luat în acest moment ce și dacă pe viitor intenționați să inițiați un proiect de lege care să vină în sprijinul comunității rome de pe teritoriul României. Vă mulțumesc. O să-mi permis să răspund eu, mă rog, în dreptul meu, dacă vrea, poate să răspundă și colegul Antonio Andrușciac. Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor. Ce înseamnă asta?
că toți cetățenii români care au sentimente legate de această țară, care vor să trăiască în această țară și care sunt și creștini, pentru că ați văzut că ne-am pus noi pe steagul nostru și această valoare a credinței creștine, sunt bineveniți în rândurile noastre și sunt reprezentați de către noi. Noi nu facem alte împărțiri pe etnii, pe confesiuni creștine, pe culoarea pielii, pe proveniență regională. Nu, pentru noi toți românii sunt români, sunt la fel. Așa ne raportăm la ei. Asta e una. Doi, nu am făcut o cercetare cu amănuntul să vedem cât la sută dintre romii din România declarați ca atare la recensământ au votat AUR. Eu unul mă îndoiesc că au fost în proporție foarte mare, pentru că sunt mai multe motive specifice aici. Noi nu am avut un mesaj special pentru romi. O dată, doi, încă o dată, pentru că n-am gândit-o așa, am gândit-o ca pentru toți românii. Doi, pentru că nu se duc în general românii la vot. Am spus 60% nu votează, din păcate. Și de aceea ajung să guverneze unii care, mobilizându-și o armată mică, obțin majoritatea voturilor exprimate. Știți de asemenea că în comunitatea romă nu prea sunt la mod actele de identitate, iar fără astea nu poți să votezi. Deci nu îmi dau seama cât anume dintre romii din România au votat, ce motive ar fi avut să ne voteze în special pe noi și nu pe alții, care le-au promis diverse chestii. Vedeți că sunt partidele astea care agită minoritățile împotriva majorității și ele pot să câștige mai ușor voturile minorităților, de orice fel ar fi ele, că sunt etnice, sexuale sau de altă natură. Ce pot să vă spun în mod absolut clar este că am obținut un procentaj masiv din voturile creștinilor care au mers la vot. Și de unde știu asta? Pentru că am urmărit cum s-a votat la anumite mănăstiri pe care le știam foarte influente și în jurul lor. Acolo am urmărit, în mod special, eu ca om care vine din societatea civilă, unde m-am preocupat cu cultura identitară și mai ales cultura creștină și care am foarte multe legături în zona asta religioasă, am fost interesat direct și vă spun că așa stau lucrurile. În privința situației romilor acum, dacă ne întrebați dacă avem ceva anume gândit pentru ei, v-am spus că nu, dar aș atrage atenția asupra unui lucru. Și dumneavoastră, ca lider al comunității, poate că vă veți ocupa mai îndeaproape. Rămâneți acolo, că e ok. De verificarea ceea ce spun eu. S-au dat foarte mulți bani prin programe guvernamentale în ultimii 30 de ani pentru romi. Acești bani n-au ajuns să fie folosiți în beneficiul romilor. În beneficiul țiganilor, ca să fim clari, că și asta cu romii este o vrăjeală corect politică aiurea. Dumneavoastră, între dumneavoastră, vă spuneți țigani, cei mai mulți dintre dumneavoastră, în afară de cei care vreți să păreți corect politici, probabil. Și asta nu e peiorativ. Așa e numele pe care l-ați purtat întotdeauna. Bun. Dacă vă deranjează, vă pot spune și rom. Nu mă deranjează să folosesc acest apelativ. Dar vă spun că e ca și cum aș vrea să mistific realitatea și nu văd de ce am face-o. Pentru că nu e nimic rușinos în a fi țigan. Cum nu e nimic rușinos în a fi român. Sau neamț, sau ungur, sau orice altceva. Este identitatea proprie a persoanei respective pe care trebuie să o afirme cu curaj și cu tărie. Dom'le, ăsta sunt eu. Așa. Nu au fost folosiți pentru țigani banii. Să-i școlarizeze, să îi califice în niște meserii, să le deschidă oportunități de afaceri, să îi facă mai activi în societatea civilă și așa mai departe. Nu. De banii ăia s-au folosit niște șmecheri, în general, care s-au băgat pe lângă autorități. Eu nu spun că toți.
Dar unii dintre cei care au avut acces la fondurile astea, așa au făcut. Și au folosit în beneficiul lor propriu, devenind mai bogați, mai influenți și urcându-se pe necazul mulțimii de țigani, cu glas mare și cu steagul agitat că noi apărăm drepturile romilor. Nici vorbă, nu le-au apărat. Nu știu care este cazul dumneavoastră special, dar din câte referințe am luat, păreți că sunteți un om preocupat cu adevărat de situația romilor și că vreți să faceți ceva pentru ei. De aceea, vedeți, sunt în derulare în continuare programe pentru romi. Sunt bani alocați pentru romi. Romii au locuri speciale date în mod gratuit cu bursă de la stat, unde nu trebuie să candideze, nu, trebuie doar să ducă să învețe. Deci sunt o grămadă de beneficii doar ca oamenii aceștia să afle de ele și să fie ajutați de organizațiile lor civice și politice, că am înțeles că sunt și câteva politice, pentru a ajunge la acei bani și la acele beneficii. Eu așa văd lucrurile. Dacă nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră. V-am spus doar un punct de vedere. Dați-mi voie să vă răspund și eu la întrebare și după aia spuneți dumneavoastră. AUR nu este un partid care funcționează și acționează pe criterii de separație etnică, religioasă, sexuală sau așa mai departe. De-aia nu mă frământă foarte tare procentele pe care anumite minorități, că vorbim de cele religioase, împărțirea între catolici și ortodoxi, fiind cunoscută la nivelul județului Brașov, i-am reprezentat Bacău. Aici, de data asta, suntem la Bacău. Mă scuzați. Deci este... Da, e acolo, la aceeași situație. Este... Aici ați candidatul la Bușac. N-aveți cum să confundați Bacău cu Brașov. Este cunoscut. Faptul că noi am mers în toate comunitățile, de asemenea, e cunoscut. Nu, eu nu cred că voturile minorității rome au avut un cuvânt determinant, așa cum încearcă domnul Ferraru, care nu reprezintă AUR și n-a reprezentat, asta ca să se știe la nivelul județului Bacău. Și vă spun de ce. În toată țara, inclusiv în Bacău, au avut reprezentanți pe liste, reprezentanți ai partidei romilor și a altor partide ale minorității rome. Dacă dânsii însă consideră că romii ne-au votat pe noi, cei de la AUR, preponderent, în defavoarea propriilor partide, ăsta este un plus pentru noi și un mare minus pentru cei care au condus aceste comunități, aceste partide, care, în acest caz, al unui vot masiv al comunității rome către noi, arată că ei nu și-au făcut datoria. Noi o să-i reprezentăm în continuare pe toți, indiferent, așa cum se întâmplă și în grupul parlamentar pe care îl avem, unde avem evrei, avem unguri, țigani, avem unguri, chiar parlamentari, și nu ne-am mai întrebat ce alte cuțuri, minorități, pentru că chiar nu ne preocupă, noi ne gândim că suntem o țară suverană în care fiecare român, indiferent de etnie, de religie, trebuie să-și găsească reprezentarea într-un partid cu valori creștine. Nu putem fi creștini mergând pe criterii de segregare de orice fel. Nu putem spune că unul are un aport mai mare și altul mai mic, punând în umbră munca unora sau altora dintre colegi. Nu reprezentăm ca alte partide, știu și eu, minorități sexuale, nici etnice, nici religioase. Suntem într-adevăr creștini, înțelegem care este misiunea și plus valoarea pe care trebuie să o aducă un partid cu valori creștine asumate și vom merge în continuare pe această linie a reprezentării firești a oamenilor, a apărării într-adevăr a valorilor care au stat la baza acestei Uniuni Europene, de la cultură până la politică, totul are bază creștină. Și așa vom continua și asta ne dorim, să repunem aceste baze ale normalității
în politica pe care o vom face și să aducem în prim plan mai mult decât legalitatea și moralitatea. Dacă îmi permiteți doar... Haideți să nu monopolizăm mai comentarii. Pur și simplu a spus întrebări, v-am răspuns, vă rog. Dacă vom face o întrebare, nu vom mai fi pe teren, nu e o întrebare, e doar... Nu mai aveți întrebări, să știm câte... Bineînțeles. Câte întrebări mai aveți? Fac doar o corectură. Am întrebat ca și voi presa, avem același drepturi ca și voi. Bineînțeles, dar nu... Nu am fost pierdem presa. Mai aveți întrebări? Mai puneți o întrebare, domnul Ferrar, spuneți. Să... Rectific două afirmații ale dumneavoastră. Ați spus mai devreme că în niciun caz domnul Fieraru Vasile, și aveți înregistrare, puteți să o verificați, domnul de la presă, și vă rog să o faceți cu atenție, nu reprezint aurul. N-am afirmat niciodată că reprezint aurul Alianța pentru Unirea Românilor. Pentru cei care nu știu, sunt reprezentantul Alianței pentru Unitatea Românilor. O formațiune, un ONG, pe criteriu etnic, care a luat ființă cu 20 de ani înaintea aurului românesc. Vă mulțumesc că ați clarificat. Nu lucrul acesta era important. Important este că ați spus un neadevăr. Am fost candidatul dumneavoastră, domnule Andrușeac, am fost pe poziția 3 la Senat și ați spus ceva mai devreme că domnul Fieraru nu are nicio treabă cu organizația dumneavoastră politică. Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns. Este foarte adevărat. Nu am din momentul ăsta niciun fel de treabă cu organizația dumneavoastră politică. Intenția mea era una pentru colaborare, cum a fost și cea până acum, care din păcate mă doare să văd că dumneavoastră o negați și nu puteți să recunoașteți simplu. Da, am avut o colaborare cu domnul Fieraru, a fost pe listele noastre, m-am implicat mai mult sau mai puțin, dar problema e, ceea ce doresc să vă reproșez este următorul fapt. Eu am pus două întrebări clare, pertinente. Cum comentați afirmația că romii au adus un procent semnificativ la... Da, este una, dar v-am spus clar că eu nu cred asta. Eu v-am spus, v-am răspuns clar că nu cred lucrul ăsta și că dacă s-a întâmplat și n-are nimeni statistici pe zona asta, este un lucru foarte bun și îmbucurător pentru aur că romii se îndreaptă cu mai multă încredere către noi decât către dumneavoastră. V-am răspuns. De acord. Ați spus mai devreme un alt lucru. Haideți că nu facem dialog. Facem o conferință separată cu dumneavoastră. Reprezentant al etniei rome este candidat pe listele dumneavoastră. Nu este un factor care să-l motiveze pe cetățeanul rom să voteze partidul dumneavoastră, domnule? În același timp, ați avut reprezentanți pe listele dumneavoastră, deci Partidul Romilor a avut... Dați-mi nume unui partid rom care a avut reprezentanți. Haideți că n-are niciun rost să este pe listă și n-am venit să fac o discuție în contradictoriu cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că ați clarificat care sunt relațiile dintre dumneavoastră și au. Având în vedere problematica vaccinării, care observăm cu toții că devine obligatorie, veți continua protestele la nivel național? Da, absolut. Nu doar protestele. Sau chiar intenționați să intensificați amploarea acestor proteste? Nu doar protestele de stradă, unde noi nu am fost organizatori, dar am fost participanți pentru a ne asigura că dreptul de a protesta al românilor este respectat, că protestatarii nu sunt luați cu jandarmii și băgați în dube și opriți de la a-și manifesta nemulțumirea. Am luat atitudine și de la tribuna Parlamentului, mai mult decât atât, acum când am văzut că se strânge lațul și că se încearcă instituirea unui pașaport de vaccinare, că anumite instituții publice de învățământ, administrative, cultural, sportive și așa mai departe, instituie discriminări față de cei nevaccinați, am elaborat un proiect de lege împotriva acestor discriminări. Proiectul de lege a intrat în fluxul legislativ. În această toamnă va fi votat cel puțin într-una dintre camerele Parlamentului și vom vedea iarăși cum se vor poziționa principale actori politici ai scenei politice românești. De partea românilor sau împotriva românilor? Vom vedea prin această lege care va funcționa ca o hârtie de turnesol. Dar vă spun de pe acum că le știu apucăturile, le știu răutățile și manevrele prin care vor încerca să oprească acest proiect de lege. Însă noi nu o să ne lăsăm și ne veți vedea tot timpul că vom lua atitudine. Dovada este și acest turneu pe care îl facem prin Moldova, prin care aducem la cunoștință oamenilor care este realitatea, cu autoritatea pe care o avem ca parlamentari,
ca oameni deci bine informați și provenind din miezul vieții politice, să spun așa, și de asemenea cerem cetățenilor să reziste acestei ofensive dictatoriale împotriva lor, să-și apere drepturile și libertățile cu orice preț, pentru că odată pierdute, nu știm dacă le vom putea recăpăta. La nivelul județului Bacău, cred că ar fi util, având în vedere că noi transmite pe televiziune această conferință de presă, să ne dați o adresă de cetățeni sau chiar cazuri, cum este cel de față, să poată veni la biroul parlamentar, adresa unde... Adresa biroului parlamentar este strada Mărășești 110. Sunt, bineînțeles, sunt trei angajați care asigură permanență la biroul parlamentar. Există un program afișat. Prezența mea este destul de constantă, chiar și în perioada de vacanță parlamentară, așa cum vedeți. Nu sunt legat doar de biroul din Bacău, pentru că mi-am propus să mă duc eu către oameni, nu să-i aștept neapărat să vină ei cu probleme către mine. Boiereala asta la care se așteptau alții, cam răspunde și noi, atât în viața parlamentară, cât și în cea din teritoriu, iată că nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Deși am fost în vacanță parlamentară de la începutul lunii trecute, am fost aproape toată luna care s-a încheiat la Parlament în diverse audiențe, la permanența biroului permanent al Camerei, în teritoriu, nu numai aici, ci și la Onești și la Gârleni și în alte zone unde am fost chemat. Am făcut demersuri și în urma inundațiilor și aștept răspunsuri, pentru că măsurile care trebuiau să fie luate sunt măsuri care au un caracter permanent, așa prevede legea, și voiam să știu în ce fel au fost făcute monitorizările pe anumite cursuri de râu și luate măsurile care ar fi trebuit să facă din parte dintr-un program de management al riscului. Am de asemenea în plan să avem discuții cu asiguratorii, pentru că foarte puțin dintre dumneavoastră probabil știți că pe anumite zone, chiar dacă au existat autorizații de construire date de autoritățile locale, oamenilor nu li se încheie poliță de asigurare, pentru că asiguratorii la noi vor să asigure numai case făcute ieri și numai în vârf de deal, dacă se poate. E bineînțeles o exagerare în ceea ce spun, dar asiguratorii au la rândul lor reasiguratori. În momentul în care nu poți să asiguri o casă, tu ca autoritate publică locală trebuie să iei măsurile relocării, nu să aștepți să vină viitura peste oameni, an după an, și să ne plângem că se distrug gospodăriile, că pierd animalele, sursa de subzistență a multor oameni și se pierd chiar vieți omenești și mai tragic. Cu adresă de e-mail? Adresele sunt cunoscute și pe site-ul Camerei le vedeți, dar vă spun acum în direct. Adresa mea este simplă, așa cum e numele, antonio.andrusciac@arondcdep.ro. Pentru fiecare deputat, adresa oficială, tot așa se formează, ca să știți și cum puteți și pe ceilalți colegi de la alte partide parlamentare să îi găsiți. Eu, dorind ca împreună cu ceilalți deputați și senatori de Bacău, cu care am avut discuții, să schimbăm puțin paradigma asta a urii, și aici vine din nou rolul omului politic creștin. Astăzi, în Sfânta Biserică, s-a vorbit despre iertare. Rolul nostru al unor oameni veniți de puțină vreme în politică, dar fiind de multă vreme activiști în societatea civilă, mulți dintre noi chiar, cei pe care ne aveți acum de față, premiați de mai multe ori înainte de a face politică. Vrem să avem un dialog
cu toți parlamentarii din județele pe care le reprezentăm, în măsura în care și ei vor, mâna noastră este întinsă către ei, pentru că, așa cum noi avem un număr de voturi în spate, și domniile lor au un număr de voturi în spate și trebuie să-și facă datoria față de cei pe care îi reprezintă și care ne-au votat. Mulțumesc. Cristi Mihaela, corespondent de Stadia Diamant. Vin cu două clarificări, practic, pe care le văd de la dumneavoastră. În primul rând, ce părere aveți despre diferența de preț între AstraZeneca și Moderna? Practic, România și nu numai, prețul este de 9 ori mai mare pentru Moderna, prețul de achiziție al vaccinului. S-a gândit cineva câți ani ne va costa această pandemie, din punct de vedere economic? Așa cum v-am spus, am făcut o interpelare către primul ministru și către ministrul sănătății, în care am pus un număr de 8 întrebări, 8 cereri de clarificare. Am cerut să primez răspuns și scris și oral, o să vi-l pun la dispoziție. În momentul ăsta nici noi, cei din Parlament, nu știm care este planul de achiziții, pe ce baze a fost el făcut, care au fost convențiile internaționale despre care domnul Câțu ne-a spus în direct la televizor că ar fi existat și noi nu am știut de lucrurile astea. Ăsta poate fi unul din motivele pentru care bugetul practic a fost luat pe persoană fizică, să zic așa, de actuala coaliție și n-am știut practic ce conține pe anumite linii bugetare. Preț care a ajuns către publicitate este 4 euro AstraZeneca și 37 de dolari Moderna. O diferență destul de mare care costă foarte mult statul român. Big Pharma are o mare influență în zona partidelor ăstora aflate în coaliția de guvernare. Și o știți foarte bine prin influența lui Nic Voiculescu, care este un fel de guru al Big Pharma, unchiul lui Vlad Voiculescu, Vlad Vasile. Așteptăm și noi răspunsul și vă spun că e, cum să spun, foarte evidentă manipularea pe care ei o fac, direcția în care vor să ducă vaccinarea și cu ce anume vaccin ar dori să se imunizeze, între ghilimele, mare majoritate a populației. Într-adevăr, mă bucur că presa este atentă la drumul banilor, pentru că de aici putem afla multe. Și a doua parte pe care vreau să-mi vă cer este referitor la industria românească. Practic, ne aflăm într-o perioadă în care investitorul român este în nesiguranță. Mai ales Horeca, partea culturală din România, este aproape inexistentă, siguranța zilei de mâine, peste o lună. Nu există o asigurare pentru evenimente, pentru cei care planifică să organizeze ceva, dau un exemplu, septembrie-octombrie. Nu există nicio siguranță pe care statul o oferă românilor, patronilor români, de a face evenimente sau de a programa ceva. Din păcate, doar ieșim în pierdere. Institutul Român Horeca, de exemplu, s-a promis măsuri în acest domeniu care nu vin. Ajutorul financiar este practic doar promisiunea. S-a bătut multă monedă pe preluarea unui model german de compensare în Horeca, lucru care nu s-a întâmplat. La fel, am făcut și noi demersuri pentru plata celor care desfășoară activități profesionale independente, cum ar fi artiștii plastici și alte categorii de artiști. Cu toate că au existat programe și finanțări europene, modul în care au descurs aceste plăți a fost unul care părea să favorizeze o anumită categorie de oameni care ne cereau să ne vaccinăm ca să putem lua parte la concerte și alții care au militat pentru egalitate și libertate și liberă exprimare a dorinței de a fi supus unui act medical sau nu. Și în felul ăsta, unii, se pare, artiști, actori, au primit anumite compensații, altora li s-au găsit tot felul de motive. Tot în timpul acestei acțiuni în care trebuiau trimise documentele
justificative pentru a primi banii profesiile liberale. S-a schimbat instituția la care trebuiau trimise actele și ca și când ar fi fost vina oamenilor, aceștia au fost scoși din plată. Dacă vă puteți imagina, deci sunt niște lucruri atât de... N-aș vrea să folosesc cuvinte grele în fața camerelor de luat vederi, dar parcă sunt făcute în ciuda românilor. E parcă. O ultimă întrebare doar. Cât credeți că ne va costa ca timp, ani, economic, această pandemie în România? Au fost necesari, să zic așa între ghilimele, 30 de ani să distrugem ceea ce bunicii și părinții noștri cu eforturi mari într-o perioadă totalitară, de totalitarism, au făcut. Nu totul era de dat la fiare vechi. Nu industria farmă, nu metalurgia, nu industria constructoare de echipamente petroliere, nici nu chimică, combinatul de la Târgoviște, de oțeluri speciale, nu industria chimică, cum spunea și Călămuriu Târziu. Nu tot ce se face sub o dictatură, cu efortul poporului, trebuie ras, distrus, așa cum nici pădurile, care au crescut mai mult cu voia și cu ajutorul lui Dumnezeu decât a grijii noastre pentru reîmpăduriri sau pentru blocarea exploatării efectiv în bagiocură pentru mediu și pentru viitorul nostru ca români. Noi, AUR, am cerut o perioadă de 20 de ani în care tăierile să fie minime. Doar de întreținere. Doar de întreținere. Și vă dau un exemplu. De 300 de ani, din țara în care se exportă sau spre care se exportă cel mai mult lemn românesc, Austria, din centura verde a Vienei nu s-a tăiat un copac de 300 de ani. Asta înseamnă să ai o voce prin noi, prin AUR, prin care să ridicăm capul din pământ, să ne cerem locul nostru meritat în Europa, unde suntem și teritorial și cultural și cum vreți dumneavoastră, nu ne dă nimeni și n-am fost niciodată în afara Europei. Tot ceea ce ne dorim este ca cei care ne-au învățat atâția zeci de ani cei binele și răul să se comporte corect odată aflați cu afaceri în România. Nu mai acceptăm să fim tratați ca rudele sărace de la țară într-o Europa în care ni se spune că suntem frați. Nu mai acceptăm să livrăm materie primă la care nu se adaugă plus valoare prin munca românilor, prin prelucrare și așa mai departe. Nu mai acceptăm să fim o masă de oameni care livrează muncitori în zonele cele mai grele, agricultură, îngrijirea vârstnicilor, construcții unei lumi întregi, ci vrem măsuri care să țină România în țară, mărirea salariilor, așa cum s-a întâmplat la constructor și iată, la 3.000 de lei, salariu minim, nu mai sunt tentați să plece. Același lucru îl putem face în domeniul asistenței sociale și a îngrijirii vârstnicilor la domiciliu. Aceleași măsuri le putem lua în toate sectoarele de activitate pe care vrem să le creștem. Trebuie să avem curajul să spunem, da, ne dorim investiții străine în România, dar investitorii să nu fie puși într-o situație de avantaj față de antreprenorii români. Pentru că țara asta se va dezvolta și va fi bogată când va avea antreprenori români bogați. Altfel, vom fi puși în permanență în situația de a spune ne pleacă investitorii dacă le cerem să respecte legile care în țările lor de origine sunt respectate. Și mă refer la optimizarea profitului. La felul în care, făcând profit istoric în România pe anumite zone, cum este cea a retail-ului food,
prin optimizări, adică prin plimbarea banilor între companii de casă, să spun așa, ajungem să impozităm zero. Asta nu putem accepta. Cerem să se facă și milităm cu oameni, cum este Marius Cașiș, care este expert în agricultură și în agricultură ecologică. Și nu la nivel academic, ci om care muncește practic în domeniul ăsta. Și cu alte grupuri de profesioniști pe care le-am creat și în care așteptăm oameni, nu ca să se înregimenteze politic în aur, ci ca să își aducă aportul și background-ul profesional la schimbarea în binea țării astea. Da, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, nu mai putem lua întrebări decât din partea presiei, dacă sunt. Dacă sunt... Nu, dacă nu vreți întrebări sau alte intervenții, deputatul Antonio Andrușiac va rămâne alături de dumneavoastră. Eu trebuie să fiu la ora 3 la Focșani și îngăduiți-mi să plec. Presa, dacă mai are întrebări, eu pot să mai răspund foarte rapid. Încet, încet vor merge spre o anumită direcție, o vedem. A devenit separația aceasta vaccinat-nevaccinat un fel de bullying social, adică cu sau fără lege, într-o instituție publică sau o companie, un salariat poate fi adus în situația de a pleca el de acolo. Nu trebuie să-l dea afară cineva. Aici vreau să atrag atenția. Ținând seama de acest mod de a ne pune în fața faptului împlinit al guvernului, ceea ce se întâmplă la Cluj, eu am un mic experiment în Cluj, cu documentul de identitate, în care au dispărut elementele de identitate națională. Ce acțiuni concrete aveți în vedere să organizați, pentru că peste două săptămâni, primele cărți de identitate cele experimentale de la Cluj, da? La destinația... Da, noi deja am făcut un prim pas, am atras atenția asupra acestei anomalii. E o chestiune care încalcă legislația românească acolo, pe de o parte, pe de altă parte se încearcă introducerea unei ideologii toxice printr-un document public, da, un document emis de o autoritate publică, un document care folosește fiecărui român. Noi am protestat energic împotriva acestui fapt. Am declanșat o dezbatere națională în jurul acestui experiment și credem că autoritățile vor da înapoi pentru că au văzut reacția masivă nu doar a noastră ca oameni politici, ci și a cetățenilor care manifestă dezacordul în proporție semnificativă. Dar dacă, până la începutul sesiunii parlamentare, și nu mai este mult. Două săptămâni durează să-ți facă nouă. Bun, dacă nu vor înceta cu această mizerie până atunci, îl vom chema pe ministrul de interne la Parlament să dea socoteală. Ne exercităm dreptul de control parlamentar asupra executivului și vom face tot ce putem noi din postura unui partid de 10% pentru a opri lucrul ăsta. Încă o dată, numai și numai cu ajutorul românilor care ne pot sprijini în demersul ăsta. Am dat o declarație la televiziune fiind unul dintre comunicatorii partidului și m-am interesat îndeaproape și de ce nu s-a pus tricolorul pe acest document, spun eu, în acest moment experimental ca și vaccinul. E o nouă vaccinare și cu chestia asta. Deci ei cu toate aceste lucruri, de fapt cu aceste două care ne-au sărit în ochi imediat, lipsa tricolorului de pe cartea de identitate și transformarea sexului în gen. Lucrurile astea două au fost aduse... Scuzați, să știți că și cetățenia e o aberație acolo, pentru că este un document care se eliberează doar cetățenilor români. Exact. În momentul în care are drapelul tricolor trecut acolo, este ok și poți să spui, să afirm lucrul ăsta. În momentul în care nu există, poate să fie o incertitudine, exact cum a spus și dumneavoastră. Nu e trecută nici cetățenia, dacă nu era trecută nici cetățenia, nu era nici drapelul tricolor, exista o problemă. Cel care se ocupă de aceste documente
Vă spun că a declarat că din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea, cu toate că celelalte documente de același tip din Europa conțin culorile drapelelor respective. Noi nu aveam tehnologia pentru a fi imprimat tricolorul. În ceea ce privește schimbarea sex cu gen, am vorbit și le-am explicat că nu este același lucru. Sexul este cel cu care naștem în mod natural. Bărbat sau femeie, în momentul în care pui gen, intră toate cele 30, 50, de 72 sau câte ori mai fi, că le mai vin idei pe parcurs, până mâine pot să fie mai multe categorisiri din astea, lesbian, homosexual, transgen, fluid gen, dacă vă povestesc binar, binar. Exact, binar. Deci e o nebunie întreagă, deci lasă loc la aceste, știu și eu, manipulări a gândirii și a copiilor. Eu vă spun că este în spatele tuturor acestor încercări, sunt în mod clar și în ceea ce privește vaccinarea și în ceea ce privește măsurile luate și în ceea ce privește această tentativă de schimbare a actelor de identitate și de transformarea unor lucruri pe acolo, este un experiment social, fără doar și poate. O încercare de a vedea toleranța noastră pe de-o parte când e vorba de măsurile sanitare, pe de altă parte cât de proactiv putem fi când cineva vine și zice ți-am schimbat buletinul, nu îți mai trebuie tricolor pe el și nu mai e cu sex, trăiești tu acolo ce vrei tu. Din asta, dar cum fac dacă mâine eu mă răzgândesc, că la fluid gen e pe răzgândeală? Dacă nu mai vreau și îmi trece că astăzi sunt... La Cluj, la dumneavoastră, ținând seama de proiectul, e proiect pilot la Cluj, are ceva specific în vedere. În afară de proteste de stradă, nu prea ai ce să faci. Acolo avem un deputat care este chiar unul dintre stâlpii creștini ai societății acelea cosmopolite din Cluj. Și cu siguranță vor lua și ei atitudine pe măsura puterilor organizației respective, dar nu la Cluj trebuie rezolvată treaba, pentru că la Cluj a fost ales locul acela tocmai pentru că este mai cosmopolit, nu întâmplător. Însă documentele vor fi la nivel național în cele din urmă dacă nu reușim să schimbăm situația. Vă mai dau o veste, cu toate că prea fericitul Daniel tocmai a fost încolonat de domnul președinte. BOR-ul a avut o reacție fermă în ceea ce privește schimbarea acestui cuvânt acolo, sex cu gen. Și felicitări din acest punct de vedere. Nu la fel de bucuros am fost de reacția BOR, care și ea o instituție, în momentul în care a avut loc referendum pentru familie. Asta o spun și ca teolog, ca să se înțeleagă clar că relația noastră cu credința, cu credincioșii și cu toată lumea este una extrem de bună și va fi în continuare așa. Ne dorim să fie și la nivel instituțional la fel de bună și este, dar la fel creștinește, frățește, în momentul în care noi oile vedem că păstorul parcă nu este mereu acolo unde ne-am dorit să fie, o spunem. Bine, vă mulțumesc încă o dată. Și noi mulțumim. O zi bună vă doresc.